Salutare, mă numesc Răzvan Narcis, sunt elev în clasa 8-a a școlii gimnaziale Sfânt Petru. Bună ziua, mă numesc Boliceanu Dadesunos, fac parte din proiectul LADROVO și în acest proiect suntem implicați să realizăm o hidrocentrală la râul Turba. Deoarece vrem să facem energie verde, să alimentăm roboțel. Mă bucur că acest proiect e din partea unor tineri. Și vă asigur că primăria va susține absolut orice demers al vostru, atât în ceea ce privește ecologizarea, cât și realizarea de energii verzi. Bună, mă numesc Crățărul Narcis și sunt elev al școlii gimnaziale Sfânt Petru. Sunt elev în clasa 8-a și sunt pasionat de ecologie, cultură și biologie. Împreună cu doamna profesoară Mihaela Bucșa, am inițiat un proiect în cadrul concursului oferit de Romanian Science Festival. Scopul proiectului se poate împărți în două părți. Prima, de curățare a râului care trece prin localitatea Sfânt Petru din apropierea Brașovului. Dorim să facem acest lucru nu numai pentru protejarea mediului și îmbunătățirii traiului de viață, cât și pentru educație. Pentru asta trebuie să convingem localnicii să nu mai arunce gunoi în râu. Am prezentat ideea și domnului primar, care ne-a oferit sprijinul său. După ce reușim să curățăm râul, dorim să construim o microhidrocentrală care ne va ajuta să alimentăm școala și farmboturi pe care le avem, dar și să ne ajute în scop educațional. După cum puteți observa în aceste poze, râul este plin de deșeuri menajere, care nu numai că distruge natura, dar degajă un miros neplăcut. Pe parcursul cercetării pe care am făcut-o pentru hidrocentrală, am ajuns la concluzia că există două modele pe care am putea să le implementăm. Le puteți vedea în aceste poze. Am găsit multiple exemple din istorie unde aceste concepte au fost folosite pentru moare de apă. Noi dorim să folosim o tehnologie similară, dar pentru generarea curentului electric cu ajutorul unui alternator. Acest proiect a fost foarte educativ pentru că am învățat foarte multe despre fizică, cum ar fi generarea energiei electrice, dar și elemente de inginerie, pentru că a trebuit să găsim soluții care pot fi implementate pe râul Durba. Sperăm că acest concept să poată fi folosit și în alte localități pentru a oferi elevilor o șansă unică de a învăța într-un mod direct și practic. Am făcut o analiză de fezabilitate și cost și am ajuns la concluzia că o sumă modestă de maxim 2000 de RON ar fi suficientă pentru implementarea hidrocentralei care ar fi construită aproape complet din lemn. Mulțumesc!